Bine ați venit din nou pe canalul nostru ACC Media Channel pentru a urmări emisiunea Arena Sănătății. Cu siguranță, majoritatea femeilor s-au confruntat cel puțin o dată în viață cu disconfortul vaginal. Uneori, lucrurile sunt simple și se rezolvă de la sine, dar alteori sunt ceva mai complicate și atunci trebuie să luăm măsuri urgente. În cazurile simple, când este vorba doar de perturbarea echilibrului florei vaginale, este suficient să aducem în echilibru microbiota locală. În alte situații mai complicate, trebuie trecut direct la contracararea factorilor patogeni. Trebuie să spunem că, în privința disconfortului vaginal, cauzele cele mai frecvente sunt date de candidoza vulvovaginală și de vaginoza bacteriană. Uneori, acestea apar împreună, dar nu neapărat. Noi ne-am propus astăzi să vorbim despre candidoză, pentru că este vorba de o afecțiune foarte des întâlnită. Conform statisticilor, pe parcursul vieții, 3 din 4 femei se confruntă cu această afecțiune. Așadar, 75% dintre femei se confruntă odată în viață cu candidoza. Așadar, noi, astăzi, în cadrul emisiunii Arena Sănătății, ne-am propus să discutăm despre candidoză. Ce este? Cauze, simptome și tratament. Candidoza este o afecțiune cauzată în proporție de peste 80% de o ciupercă, Candida albicans, ciupercă ce se găsește în mod normal în organismul nostru, în stare latentă. Însă, lucrurile se complică în momentul în care această ciupercă se activează și începe să se înmulțească mult prea mult și nu mai este ținută sub control. Și atunci când această ciupercă se înmulțește în mod necontrolat, ca să spunem așa, pot să apară diferite probleme. Apare candidoza. Candidoza poate să apară la nivel vulvovaginal în cazul femeilor, dar ea poate să apară și la nivel bucal. Și această situație se întâlnește mai ales la copiii mici și la persoanele vârstnice. Candidoza mai poate să apară și în pliurile pielii, la nivelul unghiilor sau la nivelul urechii. Așadar, trebuie să știm că această afecțiune este cauzată de ciuperca Candida albicans în momentul în care aceasta nu mai este ținută sub control. Cum recunoaștem candidoza, în speță candidoza vaginală, această infecție fungică? Apar durerile, iritațiile, se modifică aspectul secreției vaginale, devenind mult mai brânzoasă, să spunem așa. Apoi, trebuie să știm că atunci când apare candidoza, de foarte multe ori apare și vaginoza bacteriană, adică apare un miros neplăcut, apar iritații, senzația de arsură, de mâncărime. Și trebuie să știm că vaginoza bacteriană este o infecție bacteriană, pe când candidoza este o infecție fungică. Bineînțeles, tratamentul trebuie instituit de medicul ginecolog și acesta constă, în cazul candidozei, în administrarea de antimicotice și de produse menite să restabilească echilibrul florei vaginale, să aducă în echilibru microbiota locală. Iar în cazul vaginozei se recurge la tratament cu antibiotice și, bineînțeles, aceleași produse de refacere a echilibrului florei vaginale, de refacere a microbiotei locale sunt recomandate. Noi vom vorbi în viitor, în cadrul emisiunii noastre Arena Sănătății, de vaginoză. Astăzi ne-am propus să vorbim despre candidoză și trebuie să spunem că dacă nu se iau măsuri din timp, dacă nu se iau măsuri urgente, candidoza se poate agrava și în cazurile grave putem ajunge să avem dureri de cap, să avem inexplicabile stări de oboseală,
mentală, să spunem așa, să avem schimbări de dispoziție, să fim pur și simplu mai iritate și trebuie să vedem exact de unde vin toate acestea, pentru că de multe ori poate să fie vorba de candidoză. Din schema de tratament, după cum spuneam, pot să facă parte și diferite produse care să ne susțină echilibrul florei vaginale, să refacă echilibrul microbiotei locale. Un asemenea produs este și Florales, un supliment alimentar despre care noi am mai vorbit. Este un supliment alimentar destinat sănătății intime a femeilor, care ne poate ajuta să prevenim disconfortul vaginal și ne poate ajuta în privința echilibrului florei vaginale. Mai mult, este cu administrare orală, așa că este foarte simplu și comod de utilizat. Se ia o capsulă pe zi timp de 20 de zile, se face pauză 10 zile și apoi se repetă pentru încă 2 luni această schemă. Aceasta este o schemă recomandată pentru prevenție, dar în cazul infecțiilor trebuie urmată recomandarea medicului ginecolog. Acesta poate să prescrie, după cum spuneam, antimicotice, antibiotice, diferite medicamente și suplimentar poate să însoțească acest tratament cu produse care să aducă un echilibru, care să susțină echilibrul și refacerea echilibrului florei vaginale. Haideți să vedem când și de ce apare candidoza. Apariția acestei afecțiuni este favorizată de scăderea imunității și, bineînțeles, de tratamentul cu antibiotice, pentru că știm foarte bine că tratamentul cu antibiotice acționează asupra microbiotei noastre, iar în cazul nostru al femeilor și asupra microbiotei vaginale. Așadar, trebuie să fim foarte atente, mai ales în cazul tratamentelor cu antibiotice. Candidoza mai este favorizată și de diferite probleme endocrine, de problemele cu tiroida, de diabetul zaharat, de diferite probleme neoplazice și, bineînțeles, poate să mai apară atunci când pH-ul vaginal este în dezechilibru, de exemplu în timpul sarcinii. Așadar, sunt foarte multe cauze care pot să favorizeze apariția candidozei. În general, perturbarea florei saprofite, care este responsabilă de menținerea în echilibru a ciupercii în organism, poate să conducă la instalarea candidozei. Așadar, noi trebuie să fim foarte atenți la echilibrul florei noastre și trebuie să conștientizăm rolul microorganismelor bune din corpul nostru, pentru că, datorită lor, pot să aibă loc procese esențiale vieții noastre. Datorită lor, ne putem menține sănătatea. Așadar, trebuie să ne ajutăm flora noastră bună, ca să spunem așa, popular. Și cum ne putem ajuta flora noastră bună? Bineînțeles, putem să recurgem la diferite suplimente alimentare, dar mai sunt o serie întreagă de lucruri la care trebuie să fim atente. Pentru că vorbim de candidoză, trebuie să știm că nu trebuie să folosim săpunuri sau geluri pentru igiena intimă iritante. Trebuie să fim atente și la lenjeria pe care o purtăm, pentru că este bine să fie din materiale naturale și să nu fie prea strâmtă. Nici pantalonii nu este bine să fie prea strâmți. Așadar, sunt foarte multe aspecte la care noi trebuie să fim atente. Trebuie să ne îmbrăcăm cu materiale naturale. Trebuie să fim atente, să ne simțim confortabil. Trebuie să fim foarte atente la echilibrul zonei intime, la echilibrul florei vaginale, pentru că știm cu toatele, să previi este mult mai ușor decât să tratezi și atunci de ce să nu fim atente, de ce să nu avem o atitudine preventivă, pentru că, bineînțeles, nu vrem să ajungem să ne confruntăm cu mâncărimi, cu usturimi, cu iritație și câte și mai câte simptome atât de neplăcute. În privința tratamentului candidozei, așa cum spuneam, în formele ei severe, candidoza se tratează cu antimicotice, prescrise, bineînțeles, de medicul ginecolog. În plus, sunt recomandate produse care să ajute echilibrul florei vaginale, care să refacă microbiota locală.
pentru că, așa cum spuneam, echilibrul florei vaginale este esențial. Bacteriile bune din vagin susțin sănătatea noastră. Bacteriile bune din vagin țin sub control ciupercile, precum Candida albicans, țin sub control diferiții agenți patogeni. Atunci când apar dezechilibre, aceste bacterii bune din vagin nu mai au forță să țină sub control aceste ciuperci, acești agenți patogeni, și atunci proliferează și putem să ajungem să ne confruntăm cu o proliferare a ciupercii Candida albicans și să ajungem să avem candidoză. Așadar, trebuie să fim foarte atente la echilibrul bacteriilor bune din vagin, la echilibrul florei vaginale, și tocmai de aceea, ca să încercăm să și prevenim să ajungem să ne confruntăm cu diferite asemenea afecțiuni, este bine, după cum spuneam, să avem un stil de viață adecvat. Și tocmai de aceea, ceva mai devreme, am trecut în vedere recomandările. Așadar, aveți grijă la igiena intimă, nu este bine nici să fie prea excesivă cu diferite săpunuri și geluri iritante, nu este bine nici să purtăm lenjerie mult prea strâmtă și din materiale sintetice. Trebuie să fim, bineînțeles, atente atunci când urmăm diferite tratamente, atunci când trecem prin diferite perioade în care știm că pH-ul vaginal poate să fie afectat, cum ar fi sarcina, de exemplu, atunci când luăm diferite medicamente, precum antibiotice și așa mai departe. Așadar, încă o dată, milităm pentru atitudine preventivă și, bineînțeles, pentru informare, pentru o informare adecvată. Și tocmai de aceea vă invităm să urmăriți și în continuare emisiunile noastre Arena Sănătății, pentru că ne propunem să venim cu informații sănătoase și să aducem un plus de înțelegere, pentru că avem convingerea că pe măsură ce înțelegem anumite lucruri, să fim mai sănătoase, să fim mai frumoase, să trăim în armonie, să trăim în echilibru. Credem că înțelegerea și informația sunt esențiale. Vă mulțumim tare mult încă o dată pentru că ne urmăriți. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, ACC Media Channel, să dați like paginii noastre de Facebook, ACC Media Channel, și nu uitați că pe site-ul nostru, accmediachannel.ro, găsiți toate emisiunile noastre împreună cu transcripturile lor. Vă mulțumim tare mult și vă dorim, bineînțeles, multă sănătate, echilibru și armonie și bucurie, pentru că suntem convinși că bucuria ne ajută foarte mult, cheful de viață ne ajută foarte mult, și să avem succes și să fim sănătoși!